Polistrumentistul Leonard Zamă, supranumit și maestrul celor 11 instrumente, a fost vizitat acasă de o echipă a televiziunii Intermedia cu prilejul zilei de naștere. Bună ziua, maestre! Bună ziua! Bine v-am găsit și la mulți ani! Mulțumesc din suflet! O surpriză dulce din partea întregii echipe 10 pentru folclor, împreună cu urările noastre de sănătate, viață lungă și tot ce vă doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, le mulțumesc mult tuturor. Un an bun și Doamne ajută! Suntem cu toții la 10 pentru folclor și susținem. Ce vă doriți pentru anul acesta? Păi, pentru anul acesta, ca și la toate sărbătorile care le-am avut, îmi doresc multă sănătate, să nu mă îmbolnăvesc, să fiu prezent și cu o energie fantastică, cum mă știm și mă știți și voi. Așa că poate din energie mi-a mai scăzut, dar nu mă las, știi? Nu mă las și nu mă las. Sunt de-a Dumnezeu sănătate. Deși s-a pensionat, după aproape 30 de ani petrecuți în cadrul ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, artistul are în continuare un program foarte aglomerat. De curând s-a întors dintr-un turneu de 30 de zile întreprins în Rusia, iar acum se pregătește pentru cea de-a 5-a ediție a proiectului 10 pentru folclor.